Crimă oribilă în Vaslui, un băiat în vârstă de 14 ani a fost ucis de tatăl său după o altercație în urma căreia nu s-ar fi pus de acord la tăierea porcului. Bărbatul s-ar fi aflat sub influența alcoolului. Medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața minorului. Polițiștii vasluieni au fost sesizați prin apelul de urgență 112 cu privire la faptul că în localitatea Ivănești, comuna Pădure în județul Vaslui, un minor de 14 ani ar fi suferit o plagă în zona inghinală, posibil înjunghiată, provocată de tatăl său. Tragedia s-a produs în mijlocul zilei, la tradiționala tăiere a porcului. Între cei doi, tată și fiu, a izbucnit o altercație pe fondul unor neînțelegeri legate de eveniment. În acel moment, tatăl băiatului în vârstă de 14 ani se afla în stare avansată de ebrietate. Bărbatul a pus mâna pe un cuțit și și-a înjunghiat copilul în zona inginală. La fața locului au fost trimise de urgență două ambulanțe. Medicii au găsit copilul în stare foarte gravă, în șoc hemoragic. Între timp, pacientul a intrat în stop cardiorespirator și s-au aplicat manevre de resuscitare, însă în zadar. Din nefericire, echipajul smurt prezent la fața locului a declarat decesul minorului. Potrivit ziare.com, copilul ar fi fost internat în trecut la un centru pentru minore abuzați. Ar fi fost orfan de mamă și mai avea o soră mai mare. Bărbatul a fost reținut și se află în custodia polițiștilor. Cazul a fost preluat de un procuror de pe lângă Tribunalul Vaslui. Autoritățile au demarat o anchetă și urmează să stabilească cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs tragedia. Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă grei după gratii.